izolarea cu extrudat pe interior, extrudat de 2, unde se vede cum se lipesc plăcile. Prima dată trebuie îndepărtat gletul și lavabila, iar după aceea se dă o amorsă pentru o prindere cât mai bună. Se întinde mostra subțire cu glitiera de material de webă. Acum o să dăm și pe placă cu glitiera dințată. Trebuie dat pe toată suprafața, de aceea eu dau și pe vid și pe plăci, să nu rămână niciun pic de gol de aer, de să fie o lipire etanșă cât mai bună. De aceea folosesc acest model de plăci de extrudat. Este mai bun, se prinde mai bine decât cel cum e acesta. Acesta se vede că este rucios, deci nu are aderență la material. Pe lângă ăsta este, se vede că are pori. Hai să dau că să usucă pe zid și mai face priză bine. Mai incomod să țin și telefonul să fac și treabă, da, mă descurc. Nu e problema. Asta e. Mai tragem o dată să nu fie surprins. Să vedem cum o punem cu o singură mână. Opa, așa. Hai că mă descurc eu încet, încet. Foarte bine. Trebuie bătută bine să iese tot aerul din ea. Cam asta e. Este suficient. Aici e destul de bine.
jumătatea aproape este gata. Aici am pus un tub de plastic pentru să bag capacul mai ușor. Deci trebuie răcuit foarte bine gletul și lavabila de pe zid, iar apoi trebuie dat cu trafaletul o amorță antimucegai pentru a îndepărta și praful de pe zid, iar apoi se aplică cum am aplicat aici un strat subțire de material de Weber cu gletiera fără dinți, iar pe placă punem cu gletiera cu dinți să fie contactul perfect. Cam atât. Deci o să pun și alt videoclip când o fi gata. Cam aceasta este cum se face izolația pe interior cu extrudat. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la canalul meu. Până când va fi gata, vă zic sănătate și numai bine. La revedere!